7 percheziții au fost organizate astăzi de către Oamenii Legii în Ploiești și localități învecinate. Au fost controlate domiciliile mai multor suspecți de evaziune fiscală cu produse petroliere și tutun. Persoanele căutate sunt suspectate că au generat un prejudiciu de peste 800.000 de lei prin activitatea infracțională începută în anul 2012. Perchezițiile au fost efectuate în această dimineață atât în municipiul Ploiești cât și în localitățile învecinate, fiind vizate mai multe persoane suspectate de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în domeniul transporturilor produselor petroliere, dar și în domeniul prelucrării și comercializării produselor din tutun. Cu ocazia acestor activități au fost depistate mai multe persoane care au fost conduse la sediul poliției pentru cercetări, existând posibilitatea ca față de unele dintre acestea să fie luate măsuri preventive. La sediul poliției au fost aduse pentru cercetări cel puțin 10 persoane.